pentru Denisa se încheie o săptămână previzibilă, cel puțin din punct de vedere stilistic, dacă ar fi să ne luăm după ceea ce i-au tot spus jurații aproape zilnic. Dar oare cum se prezintă ea în gală? Tot previzibilă sau dimpotrivă ne surprinde? Vedem! Denisa! Nu fac nimic. Fie teamă. Pot să-ți fac maxim un tatuaj, dacă vrei. Cu forța, o țin eu. Nu, nu, nu. Și ce aș putea eu să-mi scriu pe un tatuaj? Am mai multe tatuaje, poate te inspiră vreunul. Aoleu! Au. Să înțeleg din povestea ta că ești un... Tatuatoare. Ești o... Da, o tatuatoare. O artistă tatuatoare. Artistă tatuatoare. E atunci, vino să tatuezi și pe noi. Bine. Raluca vrea... Eu chiar vreau să-mi fac un o gogoașă, un ponei, iar un ponei. Eu vreau un mini bușeu. Moris, nu știu ce să le-a mini bușeuri, dar o să mă documentez și o să aflu. Uite, citesc pe fața Marisei o expresie ce nu o pot... Interes? Sau ce anume? Da, dar nu înțeleg dacă din cauza faptului că Denisa susține că tu repeți cam tot ce spune ea, așa cum așteptai să-ți pui gând în gând povestea ca să poți să o repeți, sau din altă cauză? Astăzi m-ați simțit foarte bine, Andrea, nu înțeleg. Deci am prea multe haine, super multe haine pentru emisiune, care nu-i plac. Care nu-ți plac. Dar se poartă. Da. Și tu apoi le dai. Și Marisa mă repetă cu mine în continuu. Dar nu e forță. Și mă enervez foarte tare. Dacă nu te supăra pe mine. Dar nu te supăra pe Tronela. Întrebă-mă. Dar nu supăr Marisa. Măi, s-a supărat statușor. Nu, a fost foarte drăguț. Eu ziceam, deci pe Tronela. Marisa, deci pe Tronela. Ți-ai cumpărat haine care nu-ți plac, dar e părți în emisiune, Aveam senzația că nu înțelege Denisa. Aș trebui să spui ce am spus eu. Simțeam nevoia să explic mai bine. Ea nu se ajută la tine, cumva doar mine că percepa mai bine că stai lângă ea. Deci, Petronea, ți-ai cumpărat niște haine care nu-ți plac. Și Marisa, ți-ai cumpărat niște haine care nu-ți plac. Și o să le porți în emisiune. Și eu o să le porți în emisiune. Deci, ție nu-ți plac. Deci, ție nu-ți plac. Am dat ce nu mi-a plăcut și n-am avut succes. Da, în culise eu îi ziceam ceva Petronelei și Marisa, cu două secunde după mine, îi repeta același lucru. Ar putea fi o actriță bună. A, da, actriță, da. Asta cu siguranță. Da, cred că o să câștige un rol într-un film după această emisiune. Legat de câștig, cred că Denisa crede că voi câștiga altceva. Tu cumva, deci din cauza ta, am ajuns așa să trăiesc niște stări pe care nu le-am trăit, cred că toată viața asta. Oh. Da. Mamă, deci... Punea. O să ia... Da, poate că ți se pare imposibil sau de necrezut, dar se întâmplă. O să aibă un rol într-un film după această emisiune, sigur. Da, ideea e o comedie dramatică. Dar sunt curioasă ce rol joci tu, Denisa, ești tu cine ești, de fapt. Pentru că oamenii, mă întâlnesc cu oameni pe stradă și mă întreabă ce face Denisa acolo, cine e Denisa, cu ce... Păi, vezi și curios sunt oamenii. Păi, sunt curios pentru că și eu mă întâlnesc cu oamenii pe stradă, nu mă întreabă ce face Marisa. Păi da, pentru că eu nu sunt cumva cu mai multe fețe. Tu ești care joacă un rol aici și lumea nu înțelege ce cauți aici. Mai jucat toate rolurile. Denisa nu e o lida. Denisa, arogantă, victimă. Denisa, poți să vorbești singură. Acum o să facă ce am făcut eu. Exact, să ca să vezi tu cum e. Ca copia, să cum e, copia nu are valoare. Să vezi tu cum e. Fiura și mie mi-a plăcut. Parcă el era victimă. Deci astăzi își joacă rolul de arogantă. Mâine, oare ce va urma? Mâine va urma. Poate... Victima, depinde, cum o să termine această emisiune. O să vedem dacă e victimă sau arogantă. De obicei când are ținute bune și se simte ea ok, e arogantă. Dacă când are ținute proaste, e victima, e căzută pe jos întinsă. Da. Despre ținută ce poți să-mi spui, Marisa? Nu, Elinca, nu mă pune să vorbesc despre ținută. Dar de ce nu? Nu vreau să comentez ținuta Denisei, pentru că eu ținuta Denisei nu pot să o văd. Eu până să-i văd ținuta, îmi sare așa ușor minciunile pe care ale aruncă la adresa mea. Sau mă deja mă rog, mi se pare prea mult și refuz eu să ascult asta. Nu, mi se pare prea mult. Prea mult, stop, oprește-te, da. Gata.
Atenția, Denisa, aici nu totul se face cum dorești tu. Nu, mi se pare prea mult, nu pot să mai ascult asta. Nu, efectiv, nu pot să mai ascult. Ok, atunci puneți mâinile ușor în urechi și încearcă. Tu în continuu. Gradul meu de suportabilitate, nu, eu nu, efectiv, nu, o mai, nu mai pot, nu mai pot. Te rog să... Băi, dar... Uitați și voi cum simte ea nevoia de atenție. Mi se pare dramatică trecerea ta de la victima de ieri la astăzi, când tu... Nu mai gata, a trecut, nu mai ești victima. Da, a trecut, dar eu încerc să trec. Încă sunt în proces. Iar simt nevoia de atenție, te rog să pleci, făceam ceva, da? A, bine, rămâi tu, eu plec. M-a marcat faptul în sine. Ți-am dat exemple clare și mi se pare că tu continui să minți. Mi-ar plăcea să mă las să vorbesc. Nu, și eu nu vreau să te mai ascult. Nu mai poți, atunci ce să facem? Dacă nu vrei să mai asculți, poți să pleci din această emisiune. Dar la ce minciuni vă referiți? Că amândouă spuneți același lucru, dar... Scuză-mă, eu nu mă refeream la minciuni, mă refeream doar la una. Vorbeam. A rămas șocată la faza cu punga, în care s-a demonstrat că eu nu i-am dat cu punga în față. Nu s-a demonstrat nimic. Așa, și tu, Marița? Da, și eu vorbeam de aceeași minciună, nu era la plural, la singular, scuză-mă. În care, da, eu nu am putut să demonstrez ceea ce s-a întâmplat de fapt, așa cum nu am putut să demonstrez nici la mol cum s-a întâmplat de fapt cu ghiozdanul atunci când Denisa a făcut același gest. Doar că eu Silvia, nu pot să merg era, nu știu dacă e ok să o implic pe aia în discuția asta, păi dar era, okay, prezentă, era prezentă, dar de la ea a pornit tot. Da, ea filmările a venit gluma, s-au văzut. Și ar fi ușor ciudat să zică că... Acum a venit de la mine? Nu, gluma respectivă atunci cu ghiozdanul. Și că ea spune că și tu... susi același lucru ca și ea. Păi, dar nu te-a agresat nimeni cu ghiozdan. Dar nu am spus că m-a agresat, frate, că e ceva penibil. Și atunci când face niște glume, ea își permite mult prea mult, cel puțin cu mine, da? Ți se pare, exagerez. I-a dat cu pungile în față? Nu ți-a dat nici cu pungile în față? Să spun acum, deci Andreea, crezi că țin cu mine? O iubim pe Denisa și o susținem. Nu e vorba și de asta. Și suntem contra ta, pe bune? Ok, tu poți să spui ce vrei, Silvia, dar nu Andreea... Ok, dar Andreea chiar nu e în măsură să facă asta, având în vedere pentru că tu treci de la o tabără la alta. Tu astăzi ești prietenă... Ce înseamnă asta de la o tabără la alta? Mâine ești cu Silvia, stai Marisa, cu Marisa. Stai că vorbește Marisa. Și sunt prietenă cu Andreea. Ana și voi fi prietenă cu Ana. Okay. Dacă spun eu acum Andra, că nu ți-a dat cu pungile în față, asta nu înseamnă că bine, hai că gata, Andreea, că nu. Da, Andreea nu e prietena mea și uite, da, dar nu, avem nu sunt singura care spune că nu ai dreptate. Deci okay, nu ai dreptate. Ok, eu știu ce s-a întâmplat, da? Nu știi. Doar am spus că o să trec peste, ok. Clar nu știi. Okay. Treci peste. Dar, din păcate, astăzi nu pot să trec peste și așa că nu pot să-ți comentez sinuta. Dar eu nu vreau să-mi comentez sinuta, îmi pare rău, am zis că nu vreau. Oricum nu o văd. Nici dacă aș vrea să comentez. Nu vreau, comentariul tău îmi pare rău. Nu o văd, Denisa, ca să o comentez. Nu pasă, nu mă interesează oricum. Ce rea ești. Calmează-te. Dar nimic nou. Nu-ți place? Nu. De ce? Nu știu, pur și simplu nu-mi place. Exprimă urățenia sufletului ei. Dar nu poate să aducă argumente, așa că acum nu știu. Păi, dar nu vreau să aduc argumente, doar că Ilinca insistă. Da. Nu vreau. Urățenia sufletului că nu ți-a reușit ție minciuna și că... Nu cred că e vorba de reușit, da, aici. Mai lucrează la scenarii. Mai lucrează la scenarii. Cu... Eu nu am niciun scenariu. Haideți să încercăm să depășim momentul cu minciunile care cui da, din dreapta, din stânga, pentru că l-am discutat și rediscutat. Și să ne focusăm așa, pe calea adevărului fizic pe care îl avem în acest moment în fața ochilor. Deci ținuta este urâtă, spui tu, nu-ți place? Da, pentru că în ținută se revarsă ușor interiorul ei. Nu, asta cred că ar trebui să ok, ținuta redecorăm. Este urâtă. Fără restul. Ce părere aveți? Ar trebui să redecorăm? De ce anume? Da. Să redecorăm? Sufletul tău ar fi minunat dacă l-ai redecora. Ușor, ușor începe să mi se adeverească ideea acum că Denisa este așa și în viața reală, ceea ce mă sperie și din acest punct de vedere eu nu o să mai critic foarte, foarte drastic. O să încerc să fiu foarte evazivă în ceea ce privește pe Denisa, pentru că mă sperie. Cristina, ce părere ai despre abilitățile stilistice pe care le deține Denisa? Sau nu? Nu mai știu cine a găsit o poză cu partea de sus a costumului meu și cu alți pantaloni și eu încercam să-i arăt Denise că eu nu port aceiași pantaloni și cumva am făcut o glumă, uitați abilitățile stilistice ale Denisei, desigur, cred că și tu ai considerat-o o glumă și nu ai luat-o personal. Da, deși purtai aceiași pantaloni ca și în imagine. Îi purtam? Din câte am văzut eu în imagine, da. Îi purtam? Ok, deci nu glumesc. Deci chiar îți pun la îndoială abilitățile stilistice dacă tu îmi spui că eu purtam aceiași pantaloni. Da, aș vrea să se vadă poza. Era cu o pereche de pantaloni. Abilitățile stilistice sunt foarte slabe, întrucât ea nu-și poate da seama că acești pantaloni de aici și cei de pe mine care au pensă și pe față și pe spate n-am terminat, sunt diferiți. Mă puteți urmări din cap până în picioare. Abilitățile mele stilistice? Da, și materialele. Cu aceiași pantaloni. Cineva care poate să demonstreze care de toate chiar și atunci când Denisa este împotriva ei.
Mulțumesc tuturor. Marisa, da, draga mea. Super. Tu cu tinuta ta, a doua tinută, a doua gală, consecutiv de pe podium, aș face pinște. Pe cine ta trecută? Și data trecută ai avut o ținută tot. Du-te la după Denisa aia și vorbește dacă vrei. Eu nu? Vorbești. Păi da. Încă o ținută de pe podium. Eu am spus cine a făcut ținută. Nu, ai zis că era două piese și că le-ai combinat tu așa. Am spus că eu am făcut styling-ul, pentru că, dar tu știi cine-i fata asta? Spui și dacă ia, a făcut styling-ul? Păi uita styling-ul. Păi și știi tu de cine este făcut styling-ul acela? Ei, nu zic că tu ai făcut styling-ul pentru prezentare. Se pare că da. Ei, na. Dar cu asta te-am uimit? Da. Trebuie să mă uit mai bine la poză, dar da, părea că ești îmbrăcat păi, exact așa pe acel site. Înainte să faci o astfel de afirmație. Da, asta nu ține de abilități stilistice, dacă eu, dacă mie mi se pare că tu porți o pereche de pantaloni ca în acea poză. Atunci ține de abilitățile de vedere, îți recomand cu drag o pereche de ochelari, am și eu și mă ajută. Da, îți mulțumesc, am să țin cont. Cristina, lămurește-mă, are sau nu are Denisa abilități stilistice? Jurații sunt pregătiți, hai să le ascultăm opinia în ceea ce privește ținuta ta pentru această gală. Denisa, te invit în fața lor. Mulțumesc. Bună seara. Am foarte multă încredere în ținuta mea și cred că este cea mai bună ținută. Ți-ai pus o jachetă cu ținte și crezi că ce? Da, mi-am pus o jachetă cu ținte, un corset, o pereche de pantaloni, o pereche de ghete, accesorii. Și? Crezi și că ai o ținută bună? Da, eu cred că am o ținută foarte bună. Asta crezi tu? Și cu mine? Draga mea, Denisa. Hai că Iulie i-a reușit bancul ăsta. Într-un final. A fost o glumiță, nu? A fost mai... o glumiță care i-a ieșit. Draga mea, în primul rând se vede că ai studiat foarte bine ce înseamnă această comunitate, pentru că este vorba despre o comunitate în sine. Ai ales un machiaj care te urâțește, nu te face mai frumoasă. Ceea ce este corect. Da, asta am vrut să zic. Îmi place piercingul. Nu vă dai niște agrafe sau... Agrafe, da. Îmi plac agrafele. Ce credeai că o să spun? Ai, ce credeai că o să spun? Ai, pe bune, nu-mi plac agrafele. Nu-mi plac agrafele. Cum să porți agrafe? Acum, fără glumă, doar eu port agrafe. Cum ți-ai permis să port agrafe purtând și agrafe? Voi asta e norocire. Voi trece cu vederea acest incident, sper să nu se mai repete. Mie îmi plac minibușeurile. Da, deci nu mai mănâncărim minibușeuri, în concluzie. Și îmi place că ai venit și cu obiectul muncii. Și da, îmi place ce ai făcut astăzi. Îmi plac și tatuajele. Dintre toate fetele pe care le-am văzut până acum, consider că ai cea mai bună apariție. În sfârșit poți da și o notă mare. Mulțumesc. Mie cel mai mult îmi place, Denisa, faptul că ai intrat în acest rol. Adică îmi place atitudinea cu care tu joci această șaradă a artistului tatuator care trăiește la Los Angeles, habar n-am unde trăiește el. Nu sunt un fan al acestor seriale, dar pot să înțeleg exact această estetică și mi se pare că reproduci-o impecabil. Felicitări! Mulțumesc! Denisa, am auzit laude, laude. Eu am să spun atât. De fapt, nu atât, ci mai mult. Ținuta e foarte bună, Răzvan, îmi pare rău. E o ținută foarte bună. Iartă-mă, de ce sari ca ars? Mi-ar fi plăcut. Ca copt. Ce mi-ar fi plăcut mie, și știu că poți și că ai putut să o duci acolo, să văd mai multe tatuaje. Mi-ar fi plăcut prin transparența pantalonilor să văd tatuaje. Mi-ar fi plăcut să le duci un pic pe abdomen. Mi-ar fi plăcut ca manicura să fie specifică oamenilor care tatuează și să dar fie ușor ciobite, nu sunt scurte și negre. E ușor brașchetat, așa. Plus că mi-ar fi plăcut de la Denisa să ducă look-ul ăsta până la capăt. Au obiceiul să se oprească la o limită. Dacă ar fi avut tatuaje mai mari, cele 3, 4, 5 care și le-a pus ea pe brațe nu mi-au fost suficiente, mi-ar fi plăcut să o ducă până la capăt. Eu asta aș vrea să văd de la fiecare concurentă, de la Denisa, cu atât mai mult după ce am tot spus că e din aceeași zonă, du-o până la capăt. Asta mi s-ar fi părut că a dus ținuta până la capăt. Nu spun că așa este rău. Da, mulțumesc. Denisa, băi Denisa, deci ce înțeleg eu astăzi, zic numai la tine? Toată săptămâna asta ne-ai prezentat același look, mă rog, și am avut discuții toată această săptămână pentru că ți-am spus că așteptăm mai mult de la tine. Astăzi văd că într-adevăr te-ai străduit, ne-ai prezentat o altă fațetă, o altă zonă. Chiar un lucru la care nu mă așteptam. Băi, deci se poate, bă, deci poți. Da, eu m-am străduit. Și vrei. M-am străduit de fiecare dată, dar uneori îmi iese, alteori nu. Tuturor uneori ne este, uneori nu. Dar ideea este, deci, că poți. Ai înțeles ce observații s-au făcut săptămâna asta și chiar astăzi ți-ai alcătuit o ținută care iese complet din zona ta.
Mulțumesc. Notele pentru Denisa, vă rog. La tatuajul vesel. O să tatueze doar Smiley Face. Da. Denisa, felicitări. Mulțumesc. 5. Felicitări, Denisa. Mulțumesc. Răzvan? Denisa, eu vreau să te împing să duci tot ceea ce trece prin cap până up to the sky. Mulțumesc. Și indicativul tău, Denisa? Indicativul meu este 5, cum a zis și Silvia mai devreme. Vă rog din suflet să mă votați. Mulțumesc, Denisa, te invit la locul tău. Mulțumesc.